Așa își începe fiecare dimineață. Se echipează de muncă, își pregătește toate ustensilele și lucrurile necesare, iar apoi se apucă de treabă. El este unul dintre angajații hotelului din stațiunea Mamaia, care are grijă ca totul să fie lună, astfel încât clienții care ajung să doarmă în camerele pe care el le pregătește să fie mulțumiți. Este vorba de Darshan, un tânăr care a venit să lucreze la noi în țară din Sri Lanka. I like in Romania and the people are very kind, the salary is good. So that's why I come to Romania. Clean the rooms and make the bed, make to happy the guest. Este mulțumit că aici și-a găsit un loc de muncă bine plătit, iar condițiile sunt bune. Recunoaște însă că din banii câștigați nu-și cumpără prea multe. Acasă au rămas cei dragi, iar traiul în Sri Lanka este greu. I send my family because then Sri Lanka, I send my all money for my family, they are living there. Și nu este singurul care a venit să muncească la noi în țară. Pe litoral sunt sute de angajați din Sri Lanka, Nepal, Bangladesh sau Nigeria. Angajatorii le asigură masă, cazare și echipament de muncă, iar salariile primite sunt mult mai mari decât cele din țara de origine. Mai mult, toate orele suplimentare sunt plătite. Apelăm la firme de recrutare personal care ne recomandă să apelăm la forțe de muncă asiatică. Deja și-au făcut apariția aceste persoane pe aici. Preconizăm că în următorii 5 ani, forța de muncă necesară pe care o avem noi în turism, furnizorul principal va fi Asia. De exemplu, eu am acum vreo 11-15 oameni care aștept să primească viza și să vină la muncă. Am cerut și cerem în continuare o prioritizare, dacă vreți, cel puțin pe turismul de litoral, ca acești muncitori care vin de afară să primească vize mai repede. Însă chiar și așa, o parte dintre ei, după ce obțin această viză, pleacă în altă parte. Cel puțin asta susțin reprezentanții patronatelor din turism. Statistica spune că undeva la 80% dintre asiaticii care au venit în România se îndreaptă către Occident. Vin, obțin viză de muncă la noi, după care se îndreaptă către alte destinații. Ei rămân și nu rămân, și aici o mare problemă. Foarte mulți fug încă din primele zile, părăsesc țara ilegal, dar am avut și noroc și am reușit să formăm câțiva băieți care au tot dus vorba acasă și am reușit să luăm de acolo personal puțin mai select, să zic așa. Aproximativ 3.000 de lei pe lună. Atât câștigă un ospătar pe litoral, la care se adaugă și bacșișul. Astfel, la sfârșitul unei luni, venitul poate depăși 4.000 de lei, însă chiar și așa, doritori sunt din ce în ce mai puțini. În acest moment, la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă sunt disponibile peste 1.000 de posturi în domeniul turismului. Din numărul total de locuri de muncă disponibile și anunțate la Agenția de Șomaj Constanța, o mare parte vin din partea agenților economici care aduc forță de muncă din state non-UE. Și vorbim aici de, dau ca exemplu, bucătari din Nepal, din Vietnam, din Sri Lanka și alte state de acest gen. Că în fiecare an, posturile cele mai căutate pe litoral sunt cele de la bucătari, barman, ospătari, cameriste și până la beach boy.